Principiul esențial al gândirii laterale este acela că orice mod particular de a privi lucrurile reprezintă doar unul dintre nenumăratele moduri posibile. Oricât de mare dreptate ai avea dintr-un anumit punct de vedere. Să traduc un pic? Înseamnă că orice soluție ai fi găsit la un moment dat, la o problemă, într-o situație dată, există încă alte nu știu câte soluții ideale pe care le-ai putea găsi dacă chiar ai vrea și ai face efortul necesar pentru asta. Asta este gândirea laterală, după cum spuneam și data trecută, ea nu țintește o destinație foarte clară, ci nu are un scop foarte bine definit, un scop drept sau vertical, dacă vreți, ci pur și simplu scopul este de a înmulți în lateral soluțiile, de a crea o armată de soluții, o armată de răspunsuri, o armată de rezolvări, acele planuri, variante de plan A, B, C. Întotdeauna când pornești spre realizarea unui obiectiv, spre atingerea unui obiectiv, ai nevoie de trei variante de plan, A, B și C. Întotdeauna planul A va fi cel principal, va fi cel pe care te bazezi cel mai mult. Planul B va fi cel care s-ar putea să funcționeze destul de puțin. E, dar planul C, de foarte multe ori, devine, sau haide să nu zic de foarte multe ori, ci de destule ori, devine planul care va funcționa cel mai bine în acele momente. În gândirea verticală, fiecare pas trebuie făcut corect. Așa gândește mintea. Fiecare pas trebuie făcut corect. Este, iarăși, facem o paralelă cu matematica. Când rezolvăm o ecuație matematică la școală, toți am trecut prin școală, când rezolvam o ecuație matematică, fiecare pas era cumva prestabilit, chiar dacă noi nu-l cunoșteam, dar el era deja prestabilit. Formula pe care o utilizam în a rezolva un exercițiu sau o problemă era una pentru toată lumea. Era una selectivă. Nu puteam folosi orice sau orice teoremă pentru a ajunge la soluția corectă. În timp ce în gândirea laterală nu e cazul. Acolo creăm soluții, creăm teoreme, sau preluăm teoreme, teorii, să le spunem mai degrabă, preluăm teorii, le analizăm, le trecem prin filtrul proprii gândiri și începem să naștem rezolvări, să naștem soluții, oricât de multe. Uneori problema nu e problema. Problema este felul în care mă raportez eu la problemă, la acea situație. Și am puterea să recunosc, să iau o pauză de câteva secunde, de un minut, de trei minute în situațiile conflictuale, în situațiile dificile și să mă întreb, problema e problema sau problema sunt eu? Problema este de fapt felul în care eu aleg să văd lucrurile, în care eu decid că ar trebui să se rezolve această problemă fără să-l ascult și pe celălalt cu adevărat. De ce? Păi cred că eu am dreptate, nu neapărat trebuie să mi se dea dreptate. E, fac această pauză, îmi iau această pauză și îmi dau voie să-mi pun la îndoială propriile convingeri. Îmi pun întrebări și descoper de multe ori problema nu este problema. Problema de fapt este felul în care eu aleg să văd acea situație, să-l văd pe omul din fața mea, să văd ceea ce facem împreună, ceea ce face el sau nu face el și îmi dau seama că alta este rezolvarea decât cea care venise inițial.